Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și astăzi o să încercăm să aflăm cât mai multe lucruri interesante din lumea cripto. Haideți să vedem ce a făcut domnul Bitcoin astăzi. Tot să chinuie să rupă rezistența. Cel puțin pe daily, pe RSI. Tot să chinuie. Ce credeți? O să o rupă sau nu o să o rupă? That is the question. 1000 de puncte. Da? Pac, pac. Un singur lucru trebuie să ținem minte. De câte ori testează mai mult o rezistență, de atâtea ori sunt șansele mai mari să o rupă. Mai devreme sau mai târziu, asta o să fac. Dar, important e că mai avem puțin și aflăm momentul adevărului. Foarte mulți m-ați întrebat că sunt fel și fel de știri prin care că vor să ducă la 20.000, că vor să ducă nu știu unde, că vor să... Nu. Credeți-mă că indicatorii, da, ne spun exact ce se întâmplă. Știrile sunt decât, nu știu, încearcă cumva să manipuleze piața, încearcă cumva să creeze panică în oameni, oamenii care nu au răbdare și nu știu și nu au o bază solidă sau nu știu exact în ce direcție va merge, decât, cum s-ar numi, Radio Șanț. Scuzați-mi expresia, dar trebuie foarte mult să aveți răbdare și să înțelegeți că lucrurile necesită timp, da? Cum ar fi canalul ăsta aici sau rezistența asta, da? Are nevoie de timp, da? Și o să vă explic de ce. Haideți să vedeți. Bun. Pe BLX arată foarte bine, deci suntem foarte bine, da? Din ce în ce în ce mai bine. Așteptăm să vedem ce o să facă aici. 1, 2. Haideți să vedem pe un time frame mai mic. Da, de exemplu, mergem pe 4 ore. Pe 4 ore, pentru astăzi, avem o rezistență foarte puternică și a este Moving Average 200. Prima rezistență care trebuie să o rupă și o să chinuie o leacă este asta, care a testat-o o dată de 2 ori și se apropie ușor, ușor a 3 ore. Trebuie neapărat să o rupă, da, ca să poată să meargă mai departe. Apoi, avem Moving Average 200 pe 4 ore. Nu a rupt-o niciodată. A testat-o aici. A fost fake semnal. Și de aici nu a rupt-o din vârf, de la 56.000. Dacă rupe pe 4 ore Moving Average 200, putem să zicem că am scăpat. Da? Și o să vă și arăt de ce. Asta înseamnă că o să meargă mai departe orice ar fi. Dar să o confirme și să meargă mai departe. Nu să doar să o testeze. Da? Să o ia suport. Și apoi să pleci. Totodată, asta o să însemne că pe daily o să rupă și 50 RSI-ul. Bun. Acum, dacă mergem pe un time frame și mai mic, o să observăm că am avut aici un bearish divergent, bullish divergent. Foarte mulți m-ați întrebat ce este bullish, ce este bearish, ce este classic divergent. Da? Trebuie să înțelegeți o chestie foarte, foarte clar. Da? Pentru cei care vor să învețe, da? Scriem așa. B O L L. Da, bullish divergent. Și ne arată aici mai clar de atât nu se poate. Deci indiferent. Și avem aici bullish divergent, da? Este atunci când prețul coboară iar RSI-ul urcă, da? Totodată Haydn, ăstea sunt regular. Da? Haydn, cele ascunse. Cele ascunse sunt două tipuri, bullish, bearish, regular, cele normale și cele Haydn, cele ascunse, da? Cele, mulți m-ați întrebat de Haydn, da? Este atunci când prețul urcă și RSI-ul coboară. Da? Asta înseamnă tot bullish divergence, da? Se vede clar. Când prețul urcă, iar RSI-ul coboară. Apoi bearish divergent. Este atunci când prețul urcă și RSI-ul coboară. Da? Dar uitați-vă o chestie. Foarte important, unde punem linia ca să ne dăm seama. Asta o să vă încurce pe foarte mulți. Da? Tot timpul la bullish, da? La regular punem linia jos și pe RSI tot jos. Da? Pe Haydn punem jos, tot jos.
pe Beriș, punem sus, tot sus. Haydn, Beriș, sus, tot sus. Ați înțeles? De fapt, chestia cea mai importantă asta e. Da? Da? Bun. Găsiți. Da, sunt o grămadă de astfel de chestii. Găsiți, da? E foarte important să vă scoateți o poză și să o aveți undeva pe lângă calculator sau undeva în cameră unde să puteți să o vizualizați oricând, să știți exact. Da? Bun. Acum mergem mai departe. Observați, da? Sus, sus, jos, jos, da? Alea în Haydn sunt mai greu de găsit. Da? Ar trebui să stăm un pic să căutăm. Promis să vă caut și ca să vă arăt exact. Bun. Așa. Mergem mai departe. Aici vedeți că a fost una. Bun. Asta a fost Boliș. Chit că mulți zic, domne, dar ia uite, stă să rupă. Nu contează. Încă o chestie. Am avut ieri un cursant și tot timpul sub pragul emoțiilor reacționa foarte repede. Atâta timp cât avem aici o scădere bruscă, dar tot în același timp avem încă o lumânare care urcă exact de unde a căzut, nu este nicio panică. Deci foarte mulți reacționa sub impuls. Atâta timp cât avem așa, nu este nicio problemă. Da? Dacă avem așa și așa, este o problemă foarte serioasă. Foarte serioasă, adică nu mai avem, nu o să mai existe de aici, să zicem că pleacă așa, nu mai există. Nu. De ce? Fiindcă dacă l-a luat rezistență, păi l-a luat rezistență, asta deja e, aici e o rezistență foarte mare. Dar dacă s-a dus și s-a întors, nu e nicio problemă. Absolut nicio problemă. Da? Dar scoboară cu o lumânare, urcă cu alta. Nu e nicio problemă. Gen un time frame de 15 minute. Dacă ne uităm pe un time frame mai mare, fiindcă toți aveți ideea de a vă uita pe un time frame de 5 minute. Nu. Dacă ne-am uitat pe 4 ore, nici măcar nu s-ar observa nimic. Da? Uitați-vă. Chit că a atins-o. Nu e nicio problemă. De exemplu, era vorba de Ethereum. Da? Nu contează. Cineva aici a vândut și a pierdut. Nu, adică nu trebuie să ne panicăm. Exact asta am explicat. Nu trebuie să ne panicăm. Trebuie să ne uităm numai pe un time frame mai mare și să așteptăm. Fiindcă ideea de bază care e? Balenele cumpăr aici și vând aici. Doar că noi, oamenii, nu avem capacitatea când ajunge aici să zicem am vândut. Nu, că poate să mai duce un pic. Sau poate am cumpărat la 3.000 și noi vrem să vindem la 3.000. Nu. Dacă vindeai aici de 3 ori, de 3 ori făceai bani. Și ce faci? Aștepți confirmarea, da? Aștepți o lumânare, două peste, chit că mai pierzi 5% de profit. Nu contează. Dar tu ți-ai câștigat banii 100% aici. Ai făcut profit. Da? Adică încercați să vă educați, încercați. Știu că e foarte greu. Vedeți-mă. E foarte greu când te duci să înțelegi chestia asta. Dar doar așa poți să înțelegi. Gândi ca un robot. Adică posibilități sunt. Aici e baza. Da? Sau baza asta putem să o mutăm un pic mai sus. Să zicem că nu intrăm noi chiar la cel mai înalt nivel. Să zicem aici. Da? Și tot timpul cu un stop loss mai jos și tot timpul cu un take profit mai sus. Da? Exact unde avem rezistența. Nu degeaba asta e o rezistență. Cineva aici vinde balenele, nu oamenii. Că oamenii zic, nu domne, că îl vând mai sus. Și mai sus să duce înapoi în jos. Și realizez că nu ai făcut nimic. Da? Deci încercați să vă educați, încercați să respectați. Mai bine să câștigi mai puțin, dar sigur, vă spun în experiență. Da? Decât să crezi că ajungi și de fapt nu faci nimic. Bun. Haideți să mergem acum să... Mi-a cerut să analizez câteva monede. Pac, și vorbim așa despre ICP. ICP are multă muncă până crease el aici o rezistență. Avem un triunghi aici, o rezistență pe care n-a rupt-o nici în momentul de față și o trebuie să se mai cu ceva timp. Deci vedeți, ascultați-mă, analiza tehnică nu se înșeală niciodată. Da. Niciodată. Încă suntem aici. Pregătiți-vă să o luați într-o direcție. Da? Fie. Ia uite. Mai simplu odată nu se poate. Dar
Direcția o să fie în sus. Credeți-mă, pregătiți-vă că moneda o să rupă. O să vă rupă. De ce? În primul rând, RSI-ul a rupt 50. Da? Dacă a rupt 50-ul, clar, vrea să plece. MACD-ul a și-a terminat corecția și o să vrea să plece. Deci, potențial, target, până aici. Aici să vă explic. De aici, de unde suntem acum, da? ...50% take profit și asumați-vă un 5% risc, da? Deci există potențial de 50% ca moneda asta să faceți în câteva zile. Poate să fie o săptămână, două, nu contează. Deci eu zic că arată foarte bine, foarte bullish, da? Aici se duce 100%. Țineți minte ce vă spun, da? Bun. Deci arată bine, da? Bun, mergem mai departe. Următoarea monedă. Ethereum i-a șerut. Ethereum se vede clar că suntem într-un canal ascendent, atât timp cât ține suportul, nu avem nicio problemă, suntem pe 4 ore pe RSI, pe Moving Average 200, EMA 200, arată foarte bine, arată foarte bine, tot timpul să țineți minte o chestie, Ethereum a fost primul care a dat startul înaintea Bitcoinului. De fiecare dată mai întâi a plecat Ethereum și apoi a trecut după el și Bitcoinul. De ce? Nu știu, e o chestie tot timpul. El a fost deschizătorul de drumuri, da? A rupt pe daily, vedeți? A rupt 50-ul, da? BTC-ul încă nu l-a rupt, da? El a rupt primul. Ba chiar, pe 4 ore, este peste 200 EMA. BTC-ul nu este. Da? Deci tot timpul a fost primul. Ca și idee, next target, eu aici îl văd. Că durează o zi, că durează o săptămână, n-are importanță. Da? Dar tot timpul când rupe canalul, stop loss, ieșim, vindem. Da? De ce? Când îl rupe, deci când avem o lumânare de pe 4 ore confirmată că l-a rupt. Nu că l-a testat. Când îl rupe. Da? Rupe înseamnă nu așa. Înseamnă să rupă, să le ia rezistență și să plece. Aici puteți să ieșiți cu tot ce aveți. Da? Probabilitatea poate să fie și fake, dar nu contează. Mai bine să ieși chit că pierzi 2-3% decât să crezi că dacă îi urcă, le ia suport, asta e, ți-asum și intri iar, nu contează. Dar mai bine pierzi 2-3% decât să duc înapoi aici. Aici să duci. Da? Bun. Haideți să mergem mai departe. Deci Ethereum arată foarte bine. E-Gold-ul, pe 4 ore, arată foarte bine. Pregătit și ăsta să plece. Daily arată foarte bine. Deci o să plece. Încă o chestie. Nimeni nu s-a gândit. Toată lumea spune că suntem un bear market, bear market, da? Vă spun o chestie. V-ați gândit vreodată la așa ceva? V-ați gândit vreodată când noi acum avem primul wave, corecție 2, urmează 3, 4 și 5? V-ați gândit? V-ați gândit că poate să meargă până, să zicem, până la sfârșitul anului 2022? Bull market-ul și să avem exact așa ceva? Nu v-ați gândit. Ia să vă gândiți. Părerea mea, e doar o sugestie, da? Nimeni nu se gândește. Hai să ne gândim un pic. E posibil, da? Păi spune că avem 1, 2, 3, 4, 5, da? E posibil orice. Doar să ne imaginăm. Bun. Ăsta arată foarte bine. Deci eu îl văd pregătit să plece către al treilea wave, care să fie cel mai lung și să vă așteptați, să vă țineți bine. Poate să fie 1000, poate să fie 1500, 2000, orice e posibil. Da? Dar o chestie trebuie să facem aici. Da? Ia. Pregătiți-vă. Moneda asta a plecat și o să plece. Rachetă. Da? Ia uitați. Rezistență, rezistența a rupt. Rezistența a testat-o. A rupt-o și a plecat. Deci, cum s-ar fi, suntem un bull market.